Proiectul a început, practic, în 2014, când am primit invitația Teatrului Radu Stanca din Sibiu să propun un proiect într-un cadru mai larg, proiectul internațional Be Spectating, care avea, care are ca miză, tocmai o legătură apropiată cu spectatorii. Am propus atunci acea temă, pentru că începuse să mă intereseze, citisem deja în presa britanică despre unii dintre whistleblower-i, chiar despre Shamira Chowdhury, despre Aileen Chow. Și așa am început să citesc și să încerc să găsesc și în presa românească. La vremea aia n-am găsit foarte multe lucruri, însă mi s-a părut foarte important să am trei țări diferite în proiect, de aceea am cerut să fac documentare și în Italia, și în Anglia, și în România, pentru că sunt țări cu context legislativ diferit. Practic, în România avem această lege, în Anglia există o lege, dar care este discutată chiar de avertizori, iar în Italia nu există nicio lege care să îi poată proteja pe astfel de angajați, ei fiind nevoiți să apeleze la, la alte legi. Am făcut, deci, documentare în, în fiecare dintre cele trei țări. Ceea ce a fost foarte interesant în proiect a fost faptul că după cele trei zile în care eu am fost și am filmat cu cameramanul și am avut discuții cu avertizorii, actorii au venit și ei, am lucrat și am prezentat mici bucăți publicului din Italia și din Anglia. Pentru că m-a interesat foarte tare să știu părerea oamenilor obișnuiți despre această, pe această temă. Senzația mea la momentul acela a fost că nu se știa foarte mult. Am fost surprinsă să aflu în Anglia, de exemplu, în New York, că nu se știa despre cele trei cazuri. Am fost surprinsă în Italia la fel să văd că oamenii, publicul obișnuit, nu știa despre avertizorii italieni. Dar am avut discuții foarte interesante apropo de această temă și frecvent în discuții a apărut confuzia între turnător și avertizor. Și cu toți cei 8 avertizori cu care am discutat, toți au spus că li se pare important ca publicul să înțeleagă această diferență. Să înțeleagă ce înseamnă avertiza față de a turna, a da în gât instituția sau companie.